Deci, ceilalți candidați cum se prezintă, domnule Harman? Care e clar. Păi am înțeles că mai sunt Ciolacu. Da? Cine mai e? Doamna de la Câmpul Mușel? Doamna, mă, cum fâși asta? Doamna Lasconi? Doamna Lasconi? Georgica Simion? George Simion, da. Bă, Mircea Joană? Joană Terheș. Hai ca să-i terminăm cum pe ăștia repede. Cum o cheamă? Și pe doamna, cum o cheamă? Doamna Diana. Bodniță. Doamna cu Bodniță, cum o cheamă? Da. Șoșoacă. Șoșoacă, că nu venea. Da. I-a luat numele soțului care era de... Da, 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 așa. Păi stăm foarte bine, în sensul că în acest moment avem un general care e scriitor. Îți imaginezi ridicolul situație dacă nu era la Mircea Dinescu lansarea pe scările Academiei Române, cartea lansată, sau la cumva la vreo editură celebră, adică nu, la o librărie celebră de tip Mihai Eminescu din centrul orașului, lângă Universitate sau la Humanitas, îți dai seama ce ridicol. Sau la Muzeul Literaturii Române. Sau la Muzeul Literaturii Române, coloșal, lângă vila lui Nicu Ceaușescu, coloșal în spate, la Amzei. Așa. Mm-hmm. Îți imaginezi ridicolul? Acum hai să ne ocupăm de ceilalți. Domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu văd că a intrat într-o fel de Știți că nu aveți voie să spuneți ceva de rău de Ciolacu? Nu, nu avem voie. În nu? România? În România. Haideți, domnule, fii serios. Am zis că de ciucă n-am voie. Dar de socialiști da, am voie. Da, am confundat. Da, că l-ai confundat. Vă rog. Nu, te rog frumos. Așa am zis că de ciucă nu e voie. Am greșit. Așa. După ce i-am trimis toate glumele cu trecutul Bacului lui, că l-arată pe Bac... Bacul trece cu Bacul, da. Trece cu Bacul, așa. Și ne-am distrat amândoi. Mm-hmm. Așa, ne-am distrat copios amândoi. În acest moment este într-o săptămână liniștită. Da? Așa. În ce sens? În sensul că n-a... Datorită cărții și datorită anchetei Recorder, focusul s-a mutat pe de o parte cum să-l apere pe de o parte cum să-l apere pe Ciucă și pe băieții lui, sistemul să-l apere pe Ciucă și pe de altă parte cum să se scoate la iveală ce a fost acolo. Așa. Deci, Ciolacu a scăpat lejer. Cine a început însă foarte puternic săptămâna a fost doamna cu Bodnița de la... De pe timpul pandemiei, tot respectul pentru lupta dânsei pentru drepturile românilor, aici nu am ce să-i reproșez, dar Bodnița de la Bruxelles mie mi s-a părut absolut aberantă și Sacul Negru. Doamna Șoșoacă a început puternic și a sfârșit lamentabil. Și am să vă spun de ce. Uf. Înregistrările de la școala de vară pe care eu le-am văzut sunt halucinante. Au apărut în spațiu public? Eu le-am văzut, nu știu dacă au apărut în spațiu public, dar eu le-am văzut. E important, dar vă rog, spuneți. Înregistrările sunt de un antisemitism de tip legionar, dar de la cu noroi și sânge. Atenție! Femeia asta, când or să-i apară aceste înregistrări, va trebui să justifice incitarea la ură rasială. Împotriva? Împotriva minorităților naționale. Și în special cea evreiască. Și eu am să vă mai spun un lucru. Ea, bineînțeles că nu s-a putut abține în celebra și foarte bună emisiune a lui Denis Rifai, când a întrebat dacă mama dânsă este francmason. Denis Rifai a întrebat-o pe doamna Șoșoacă dacă mama dânsă este francmason. Toată lumea știe că eu sunt francmason. Da, n-am știut. Da, toată lumea. Nu se vede așa cu ochiul liber. Nu se vede cu ochiul liber, da. E o boală care se ascunde. Așa. Da, la conducerea actuală a MLNR-ului este o boală, să știți. Mm-hmm. Așa. Problema fundamentală este că ea a dat o cotită, dar a folosit și asta pe mine m-a iritat. Și poate că doamna Șoșoacă ar trebui să știe că nu numai ascultătorii dânsei care vor să ia gâtul evreilor o votează, mai sunt și ascultători care nu o votează, dar care știu puțin istoria masoneriei. Eu atenționez pe doamna Șoșoacă că există o mare lojă națională din România care o consideră pe mama ei șefă în acea mare lojă. Păi și nu are voie sau ce? Nu, are voie. Dar doamna aceasta Șoșoacă a spus, domnule, cei care au cultură știu diferența între Ordinul de Malta și masonerie. Mama Alice Bleotu, o femeie excepțională și o femeie... Mama Dianei Șoșoacă. Mama Dianei Șoșoacă, doctorul Alice Bleotu, care este o femeie deosebită. Eu o cunosc și o respect absolut cu tot sufletul. Este într-adevăr într-un ordin paramasonic de acest tip, dar, după câte știu eu, după informațiile mele și am informații despre masoneria din România de la reîncepția, de la renașterea ei în 1990,
știu că era considerată lidera unei mari loji naționale masonice din România. Deci doamna aceasta ar trebui să înceapă să se mai uite și la minciunelele care le spune. Al doilea lucru care pe mine mă irită este această incapacitate a dânsei de a nu țipa. Deci a început bine la Denis Rifai și a sfârșit-o lamentabil săptămâna trecută. În ce sens? În sensul în care o vedeai stând cu minte la deux pièces în amfiteatrul Parlamentului European, citind disciplinat ca soldatul șveic al democrației europene, așteptând cu două degețele în sus să-i se dea cuvântul. Nu mai era doamna cu botniță și cu sacul negru și înjurând Uniunea Europeană. Uite unde cum se disciplinează și marii revoluționari Robespierre ai străzilor de pe București. Totuși. Dar drama începe în cealaltă parte, în care aceeași Denis Rifai a lansat practic la președinție, și spun drama pentru Șoșoacă și pentru Eugen Simion, pentru pomenește profesorul Simion de sus. Dumnezeu să-l ierte. George Simion, este că Denis Rifai, într-o emisiune excepțională, l-a lansat pe Cristian Terheș la președinție. În sfârșit, România a descoperit un om pe care eu l-am cunoscut acum 15 ani în Statele Unite, de o probitate, de o disciplină, de o logică. El este preot greco-catolic, atenție, crescut la școala marilor gânditori greco-catolici din Ardeal. El vine și de pe filiația martirilor greco-catolici. Să nu uităm că un singur episcop greco-catolic a supraviețuit terorii comuniste. Unul singur. Și patru episcopi uciși de comuniști au fost urmăriți de legionarii iubiți de către Șoșoacă pe străzile Clujului, că erau greco-catolici, erau agenți străini. Deci noi avem aici o problemă fundamentală de conflicte. Dar în sfârșit, Cristian Terheș, așa cum îl știam eu acum 15 ani, singurul român, apropo, singurul, care reușise să se informeze inclusiv pe speakerul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, și asta vă spun pentru că am și documentele. Și cu aprobarea lui poate odată le publicăm. În memorii cu declarații adevărate ale victimelor războiului anticorupție, acest om s-a dus și a luptat pentru aceste victime, singurul din România. Și are șanse? N-are. Dar ne arată o clipă. Nu. Dar ne arată că România poate să aibă și candidați reali. Care nu sunt... Păi are proiect de țară, ceva? Care nu sunt cu ortodoxia în gură și cu crucile mari. Dar ce aveți, domnule, cu ortodoxia? N-am nimica. Vreți să scot cruciulița mică? Nu e mare? Te rog. Chiar te rog să o pui. Păi nu că la Lasconi, dar de ce nu e mare? Că la Lasconi este cât dânsa de mare. Ea e candidat președinție, eu candidez aici local. Deci, ideea fundamentală este că în sfârșit România ne arată un candidat asumat în principiile sale.